Emilson 2 a vorbit despre lupta la promovare în Liga 1. Fost jucător și antrenor în Trivale, Săndoi spune că FC Argeș are mari șanse la promovare. Săndoi nu uită așadar momentele petrecute în alb și violet. Puta cred că va promova, chiar dacă se înjumătățesc punctele. Până la urmă se înjumătățesc și etapele care mai sunt de disputat. Deci nu e dezavantajul chiar atât de mare. În rest, cred că pentru celelalte două locuri, unul care duce în prima ligă și celălalt la baraj, cred că va fi o luptă cât se poate de deschisă între toate competitoarele. E adevărat, așa mi-aș dori FC Argeș, pentru că am și jucat o perioadă acolo, am și antrenat acolo cu rezultate, adică dacă stau bine să mă gândesc, acum două campionate n-am terminat pe locul 4, imediat sub linie, dintr-o echipă nou promovată. Iar campionatul trecut, ați văzut că eu am plecat pe final de campionat, dar vă spun sincer, în timpul campionatului am reușit să câștigăm aproape toate duelurile pe care le-am avut cu echipele din fruntea clasamentului. Deci m-aș bucura pentru FC Argeș să promoveze.